conform legii. Eu nu cumulez nimic. Atâta timp cât legal nu există nicio interdicție, nu am nicio problemă. Când legislativ se va întâmpla ceva, atunci voi decide. Deci sunt lucruri care sunt strict personale. Nu, atunci o să vă rog să studiați dumneavoastră declarația de avere și vă veți lua informațiile de acolo.